surprise, motherfucker. Salutare, dragi prieteni. Astăzi voi încerca să vă prezint metoda mea de prindere a roilor sălbatici, dar vreau să vă prezint din tâi pe asistentul meu de astăzi. Este cu 9 ani mai mare și mă va asista pe tot parcursul acestui film. Despre ce vreau să vorbesc astăzi? Voi vorbi despre construcția roiniței, cum este construită, ce rame voi pune, unde voi pune și multe alte informații. De aceea vă rog să vă așezați mai confortabil pe scaun și să ne urmăriți. Deci vreau să vă prezint roinița, aspectul general. Este construită din PFL și câteva traverse și montanțe cu dimensiune de 30 pe 30 de milimetri. Însă are un mic dezavantaj care l-am observat acum anul, nu de mult, adică când l-am prins roiul. Aici înăuntru am pus câteva rame vechi. Însă despre dezavantaj. Între peretele inferior și rama, ultima ramă, este o dimensiune de 30 de milimetri, ceea ce nu este foarte bine, deoarece albinele vor construi diferite limbuliți orizontale, verticale, în diferite direcții, care vor umple cu miere și în timpul transportului este posibil să se rupă. Și când veți ajunge acasă, veți găsi miere cu albine. De aceea, vă sfătuiesc când veți face această roiniță să puneți pereții în interiorul, prin interior, însă traversele și montanții în afară. Adică dimensiunea din interior să fie egală pe tot corpul. Ca fix aceeași dimensiune ca în stupul de albine. Ce pun în el? Pun o ramă mai neagră, așa mai vechi, care nu prea le folosesc. E posibil să puneți și rame care merg la topit, deoarece acele au un miros mai puternic și albinele cercetașe vor găsi mai ușor roinița. Numai decât puneți un faguri artificial, din câte știm că roiul construiește foarte bine fagurii, și alte rame. Depinde de mărimea roiniței. Eu aici am făcut-o pe 8 rame, însă majoritatea le pun pe 7-6 rame. Voi completa această roiniță cu ramele care le-am pregătit, așa mai rame mai vechi. În mijloc pun rame mai bune, deoarece îmi trebuie ca ele să construiască și să depună puiet. Nu voi lăsa să se aranjeze bine roiul, adică o voi controla mai des, deoarece mie îmi trebuie să construiesc rame noi și cât mai devreme îl voi aduce acasă, cu atât mai bine. De aceea este bine să puneți ceva rame noi în roiniță, deoarece în 2 zile roiul deja va construi și va oua. Dacă nu puneți pe tot corp, pe tot roinița asta, numai rame, ultima ramă ar fi bine să o prindeți în ceva cui, astfel la transport, să nu provoace moartea albinelor. Am pus în față și lateral câteva coși de copac, le-am încleiat, ca să nu o vadă, hai să spunem așa, alți apicultori sau oamenii străini. Deasupra am pus așa un material care cu propolis în două și am găsit așa un lenon, un material de piele deasupra. Deasupra puteți să puneți indiferent ce aveți. La urmă nu faceți și un capac, însă să țineți cont că veți lega cu sârmă și în copac va trebui să o aranjați să fie fixă. Deci capacul să nu vă încurce. Ce instrumente vom avea nevoie? Desigur, vom avea nevoie de sârmă, un clește și așa frânghie, pentru a urca roința în copac. Pe parcurs vă voi arăta cum decurge procesul. Acum să vă prezint cum calculez eu acea rază de 3 km care zboară roiul. Am ales aici câteva sate, nu are importanță. Am găsit, intrăm pe site-ul Google Maps.
tragem o rază de 3 km. Așa. De ce anume din satul acesta? Am luat ca exemplu acest sat Codru. Să spunem că în acest sat este o stupină de 300 de familii și în satul Budăi la fel sunt câteva familii care desigur la toți roiesc și vrem să prindem roiuri din aceste trei sate, Budăi, Hirișeni și Codru. Noi ne trebuie mai întâi rază de 3 km, după care această hartă o salvăm ca imagine, ca mai apoi să putem lucra cu ea în Point, să tragem acele cercuri. Așa, am salvat imaginea, am deschis-o cu programa Paint, după care am nevoie să trag un cerc cu raza de 3 km. Prea mare. Cam așa. Și această rază este din satul Codru, adică dacă stupina se află în satul Codru, am aflat raza de 3 km care poate să zboare albina, dar ne trebuie și din alte sate, după la fel tragem încă un cerc și îl punem în satul Budăi și mai facem un cerc pentru satul Hirișeni sau Hârova, mai bine spus. Punem la Hirișeni. Iar acum vedem intersecția acestor 3 cercuri, acestor 3 raze de 3 km și găsim intersecția lor. Iată, aici este, aici. Aici se află locul ideal, să spun așa, pentru instalarea roiniței. Însă trebuie să ținem cont că nu este convenabil să le amplasăm mai aproape de 2 km. Deoarece sunt slabe șanse să prindem ceva în ele. Cel mai bine să fie de la 3 km mai mult. Dar ideal așa, se calculează intersecția mai multor stupine, adică mai multor raze de la fiecare stupină. Asta e tot. Verificăm dacă am pus tot. Cleștele, frânghia, roinița și sârmă o am deja pregătită în locul unde trebuie să instalez roinița. Am plecat. Asistentul a spus că este gata, deci nu ne rămâne decât să ajungem la locul unde trebuie de instalat roinița. I'm sexy and I know it. La pădure sunt saltâni care abia înfloresc mai târziu. Mergem prin pădure. Mai avem de mers nu chiar mult. Am ajuns la marginea pădurii, unde ne trebuie. Aici sunt vii și încolo iarăși pădure. În partea cealaltă opusă sunt satele. Numai verdeață peste tot. Asistentul meu se odihnește. Iată, am ajuns la copacul care ne trebuie. Este un copac foarte
gros, adică gros, un sistem stejar, despre ce te vedem prin prejur mai sunt, dar nu chiar așa. Deci nouă ne trebuie un copac să nu fie uscat, să fie verde, deoarece și cât mai gros. Deoarece albinele foarte bine înțeleg că acolo unde copacul este subțire, stupul sau roinița se va clătina când va bate vântul. De ce ele aleg ca și în sălbăticie tulpină groasă, pentru a fi mai stabil. Cam așa arată roința, legată cu două sârme, ca să pot să o strâng în sus în copac cu o altă sârmă, adică să fie stabilă, să fie fixă. Și am legat această frânghie ca să pot ridica sus. Iată, așa arată roinița în copac. Am să filmez cu telefonul. Am strâns-o cu sârma bine. Deci, stă foarte fixată, nu umblă. Haideți să încerc de la distanță. Iată și intrare. Și deasupra. Înălțimea este undeva vreo 10 metri. Trebuie să ținem cont și de una, adică la intrarea albinei în roință să aibă un loc liber, adică să nu fie crengi, să poată veni direct la ordiniș. Altfel, ele vor mai greu vor găsi și le vor veni greu să intre în ordiniș. Deci ele și au ceva loc și cred că o să fie și anul acesta, că anii trecuți în locul acesta am mai prins. Așa arată. Iată că am ajuns și la finalul acestui film. Sper că am spus tot ceea ce trebuie, ceea ce e mai important. Ca concluzie facem că pregătim roinița, după care punem ramele, indiferent dacă nu aveți rame construite, este bine și faguri artificiali. Să fie bine fixate ramele, după care calculăm raza celor 3 km de la fiecare stupină, intersecția lor. Ar fi de dorit să punem roinițele la marginea unei păduri, într-un copac foarte gros, adică gros să nu fie clătinat de vânt și important să fie verde. Nu are importanță ce fel de specie. Eu am pus și în pin, și în stejar, și în nuc sau prins. În cărți spun că cel mai bine e în brad, însă dacă nu avem brazi, unde? Punem în care găsim. Să ținem cont și de drumurile care unde merge, unde le punem. Deoarece în timpul transportului, dacă se nimerește un roi foarte puternic, atunci e posibil să găsim albini moarte la sfârșit. Sper că a fost și de folos acest filmuleț, cât de cât. M-am stăruit să spun ceea ce e important. Asistentul meu a spus că știe multe și poate multe. Haideți să vedem! A spus că are și a doilea regim. Încercăm și a doilea regim. Vroom, vroom.